aflăm azi aici la rugămintea unui prieteni bun din care lucrează în cadrul Galului Bohotin, unde au un proiect de produse tradiționale. Ne-a rugat și pe mine și soția mea dacă putem prepara ceva tradițional, specific acestei zone în care ne aflăm acum. Soția a ales sarmalele. Eu, primul lucru care mi-a trecut prin cap a fost zeama de găină, așa cum o făcea soacră mea. O zeamă de găină pe care am mai regăsit-o asemănătoare prin casele altor locuitori de aici din Bazga, de-aia am și denumit-o zeamă ca la Bazga. E nevoie de o găină, de curte, ceapă, ca la aproape orice mâncare, morcov, pătrunjel, păstârnac, ardei gras, cimbru, pătrunjel verde, borș, sare și piper, logic. Vom tranșa găina, o vom pune la fiert. În perioada cât ea va fierbe, vom pregăti legumele, le vom pune la ciorbă, vom acri, vom adăuga pătrunjel verde, vom vedea etapele pe parcurs. Pentru început, desfacem întâi pulpile. Acum vom desprinde spatele de piept. Nu aruncați grăsimea. Grăsimea, de la orice animal, poartă gust. Duce gustul și dă gust mâncării. La această ciorbă, toate bucățile de carne se pun mici. Ele, în general, trebuiau să fie cam egale. După ce le-am tăiat, le vom clăti din nou. Ele încă conțin mult sânge. Sângele trebuie îndepărtat din carne, deoarece va crea foarte multă spumă. Și va trebui spumată și spumată și spumată zama, mai ales că o vom fierbe la foc mic. Asigurați-vă că are suficientă apă. Eu nu țin minte pe soacră mea să fi pus vreodată să adauge apă în ciorbă cu rămas ciorba fără apă. Ea punea mai multă apă, astfel încât în timpul procesului de fierbere, toată apa care se evapora de acolo, să nu afecteze zeama de la final, adică să rămână suficientă apă. În felul ăsta, tot gustul de găină se va concentra în acea zeamă pe care o făcea. Specificul acestei mâncări sunt legumele tăiate foarte subțiri, foarte mici. Așa vom proceda cu toate legumele, deci ceapă, morcov, păstârnac, pătrunjel, rădăcină și ardeiul, cât mai mărunci. Între timp vom verifica la oală să vedem dacă este momentul să spumăm. Avem deja spuma. Vom colecta spuma de deasupra cu multă atenție. Așteptăm să mai fiarbă, să mai spumăm până când zeama va rămâne limpede, limpede, cristal. Dar pentru asta întotdeauna veți avea nevoie de foc mic. Acum vom pune pe rând aceste legume, începem cu ceapa, morcovul, păstârnacul, ardeiul, le punem pe rând în oală. Ele fiind tocate mic, vor fierbi foarte repede. Urmează să punem borșul. Tăiței de casă. Și cimbru, îi dăm un clocot cât să-și tragă aroma din cimbru și vom pune pătrunjelul verde tocat și oprim focul ca să se infuzeze pătrunjelul acolo, pentru că după oprirea focului mai continuă fierberea anuală, astfel încât pătrunjelul nu se va răsfierbe, va lăsa numai aromă în oală. Vom adăuga puțină sare, pătrunjelul tocat mărunt, ca toate legumele, și oprim focul. Va continua ciorba să fiarbă, se vede că în continuu să fiarbă, da? Deci am oprit focul și am continuat să bolborosească, da? Deci se vede în oană, capacul, și de acum pătrunjelul se va fierbe singur și va lăsa aroma exact cât trebuie în zeamă din oană. Dragilor, vă mulțumim la toți că ați urmărit ce am făcut. Sper să vă placă rețetele noastre. Sper să le memorați fiind rețete tradiționale sau îmbinând tradiționalul cu modernul. Vă dorim poftă mare! Și din punctul meu de vedere, încercați că nu veți regreta.